manager al companiei Dacia Renault, o persoană extrem de discretă, soția lui Nicușor Dan, mai tânără și mai reușită fizic decât el, în mod evident, are, titrează presa, un salariu extrem de mare în comparație cu salariul soțului. Acum pot să înțeleg de ce Nicușor Dan umblă atât de umil prin, prin București. Mă gândeam până când am aflat această informație că umblă atât de umil întrucât e rușine de cetățenii care l-au ales, dar nu. Cred că este rușine de propria soție.